Bună seara, dragi prieteni! Am făcut o postare astăzi pe Facebook pentru că de foarte mult timp urmăresc aceste știri în presa locală. Polițiști reținuți pentru șpagă le cereau bani șoferilor ca să nu le dea amenzi contravenționale. Știrea este de la ora 15. Mi-a plăcut modul în care au comentat foarte mulți această știre, atât pe pagina mea, cât și că mă limbot pagina publică. Și m-am gândit să fac un comentariu în legătură cu un fenomen care apare peste tot, în presa locală în special, dar și în presa centrală, și care este privit în piese de puzzle separate. Și m-am gândit să strâng la un loc piesele astea de puzzle, să discutăm puțin, pentru că, în opinia mea, este un fenomen care ne arată că, pe un anumit subiect, acesta al corupției, și al șpăgii și al modului în care poliția română este în momentul de față aspirator de mită. Mită care, fiți siguri că la proporțiile unui asemenea fenomen, în fiecare zi, oameni buni, sunt știri în presa locală, uneori sunt și două, trei știri pe zi din județe cu polițiști la firul ierbii, în special de la poliția rutieră și nu numai, prinși cu șpagă. Să nu vă imaginați, să nu fim naivi și să ne imaginăm că toate aceste cazuri zilnice din toată țara reprezintă simple și nefericite coincidențe, cum ar spune doamna judecător Ciordache de la judecătoria sectorului 1, da? Și că ele nu au legătură unele cu altele. Opinia mea, convingerea mea este că ele au legătură. Convingerea mea este că deja s-a ajuns ca asta să fie regula în poliția română, sunt foarte multe cazuri, și că oamenii ăștia care iau șpăgi la firul ierbii, în special poliția rutieră, nu iau șpăgi de nebuni, ci iau șpăgi pentru că parte, cotă parte din șpagă se duce în sus pe piramida de corupție din Ministerul de Interne. Piramidă care are moț, bomboană pe colivă, pe coliva luptei anticorupție, pe domnul Lucian Bode. Ministrul de Interne. Ministerul de Interne, una dintre performanțele negative ale celor doi miniștri liberali în Ministerul de Interne, nu că ar fi fost vreodată Ministerul de Interne vreun etalon de onestitate și profesionalism în această țară. Dar eu sunt jurnalist din 1994, la început am fost reporter chiar pe poliție. Am urmărit acest tip de știri, am scris foarte mult despre ele și le-am urmărit. Și vă spun, dragi prieteni, că atâtea titluri și atâtea cazuri de corupție, câte constat în ultimul an de zile, eu așa ceva n-am mai văzut, oameni buni. Este o epidemie, o pandemie de corupție în Ministerul de Interne. Și nu vă imaginați că Ministrul de Interne habar n-are. Să nu vă imaginați așa ceva. Prin absurd, presupunând că habar nu are, înseamnă că e un pămpălău care n-are ce să fie la conducerea Ministerului de Interne. Înseamnă că este un individ total incompetent pentru a ocupa această funcție. Nu este numai cazul acesta. Am făcut o mică selecție și o să mai revin după aceea către concluzia pe care vreau să o explic astăzi. Am mai vorbit și ieri în emisiunea live pe această temă, și anume modul în care Partidul Național Liberal a ajuns în momentul de față fix aceeași mizerie ca și PSD-ul. Nu este aproape nicio diferență, lucrează cu aceleași metode, promovează aceleași valori în ghilimele și miniștrii lor conduc ministere unde corupția este la fel de agresivă, la fel de puternică, cum era înainte în ministerele PSD-iste. Domnul Bode ar putea foarte bine să fie la PSD, însă e foarte importantă această precizare pe care vreau să o fac. Actualul Partid Național Liberal nu mai are nicio legătură cu Partidul Național Liberal. Domnul Bode provine și dânsul din gașca pedelistă. Este de fapt FSN. FSN-ul aripa Roman. Că la început a fost FSN-ul lui Iliescu cu Roman prim-ministru, după aia Roman s-a certat și a făcut FDSN-ul, PD-ul, PDL-ul. Deci este FSN. În momentul de față, sigur, noi vorbim de USL 2.0, dar de fapt este FSN 2.0. Euractiv scrie astăzi la ora 10:47. Numai o secundă, dragi prieteni, că am apăsat unde nu trebuia. Așa. Și
Și mi-a stricat Feng Shui aici. Deci Euroactiv scrie la ora 10:47. Agenția Națională de Integritate a constatat săvârșirea infracțiunii de fals în declarații în cazul a 4 polițiști și un consilier județean, sume nedeclarate la un total de 480.000 de lei. George Marius Mihai, funcționar cu statut special la Inspectoratul General al Poliției Române. Sunt foarte multe știri, am selectat câteva de la diverse paliere din ceea ce eu numesc piramida de corupție. Știrea de mai înainte era de la baza piramidei, agenții care sunt pe stradă. Poliția rutieră, aproape că singurele știri care vin legate de poliția rutieră sunt cu șpăgile pe care le-au luat. A fost o știre ușor ieșită din comun la Sibiu acum câteva zile cu un polițist de la rutieră care l-a denunțat pe unul care a încercat să-i dea mită. Probabil că omul ăla este o excepție, probabil. O altă probabilitate este că i-a fost frică. Nu că e el cinstit și n-a vrut să ia șpagă, da? Dacă e cinstit și n-a vrut să ia șpagă cinste lui, dar e mult mai posibil să-i fi fost frică că e vreunul sub acoperire și că încearcă să-i înșeneze un flagrant. Pentru că la ce nivel de corupție este în poliția rutieră, mă îndoiesc că mai permit vreunuia cinstit să mai fie în această instituție. Dar să revenim la nivel de vârf. Da? Deci poliția română, aspirator de șpagă și de mită. Ăsta e un caz despre cum ascund banii din șpăgi. Că dacă ar fi bani din surse legale, n-ai avea nevoie să le ascunzi, evident, nu? E logic. Ai declarat sursele legale. Orice fel de polițist care are neconcordanțe în declarație de avere și declară, o să vedeți cazurile de aici, ăia sunt bani din șpăgi. Punct. Nu e vorba despre nimic altceva. Că dacă ar fi surse legale, le-ar declara. Da? George Mihai Marius, funcționar la IGPR, Inspectoratul General al Poliției Române. ANI-ul a sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila săvârșire de către acest cetățean a infracțiunii de fals în declarații. Întrucât nu a declarat venituri încasate din premii jocuri de noroc în valoare de 4.466 de lei, venituri din activități independente în valoare de 2.192 de lei, bunuri mobile reprezentând un apartament, bunuri mobile reprezentând un autovehicul, precum și datorii, reprezentând un credit în valoare de 271.418 lei în declarație de avere depuse pe perioada exercitării funcției publice. Foarte mulți declară, și asta am văzut și în declarații de avere ale judecătorilor, foarte bizar, împrumuturi luate de la persoane fizice. De obicei, la politicieni, unde am văzut acest tip de declarație, e vorba despre acte de corupție, pe care ei le maschează în împrumuturi. Mi-a dat o persoană fizică împrumut. În mod normal, ANAF-ul ar trebui să meargă după acele persoane fizice. În declarația doamnei judecător C. Iordache de la judecătoria sectorului 1 nu există un astfel de împrumut de la o persoană fizică. În mod normal, instituțiile astea ar trebui să fie legate între ele. În mod normal, Agenția Națională de Integritate, unde sunt toate declarațiile de avere, în momentul în care vede într-o declarație de avere că un funcționar public a primit împrumut de la o persoană fizică, ar trebui să transmită imediat la ANAF solicitarea verificării persoanei respective. Ce venituri are, dacă a declarat venituri, dacă poate dă împrumuturi la multă lume și face activitate ilegală de cămătărie. Nimeni nu verifică aceste lucruri, oameni buni, deși teoretic ele ar trebui să fie verificate. Da? Altul, Berechet Nicolae Cristian, Inspectoratul de Poliție Sibiu. Ani a sesizat parchetul că a făcut și ăsta fals, nu a declarat venituri, presupuse venituri încasate din premii și jocuri de noroc. În valoare de 20.000 de lei. Inspectoratul Județean de Poliție Cara Severin, Rodina Felician. Deci IGPR, Sibiu, Cara Severin, și că nu ar fi declarat venituri încasate din jocuri de noroc în valoare de 14.000 de lei, presupuse din jocuri de noroc. Poliția Transporturi Curtici. Deci asta e o singură ziua de astăzi, da? De la Agenția Națională de Integritate. Venituri presupus încasate din profesii liberale și comerciale în valoare de 55.000 de lei, din dividende în sumă totală de 4.000 de lei și din jocuri de noroc. Și mai este unul de la Consiliul Județean Neamț. 29.07, da? Deci acum 3 zile. 4 polițiști reținuți pentru luare de mită. Cereau 100, 200 sau 300 de euro în mai multe situații. 4 polițiști din Chitila au fost reținuți pentru corupție, luau mită 100, 200 sau 300 de euro de la șofer pentru a nu-i amenda. În același caz sunt cercetați și 2 polițiști locali din Chiajna. Direcția Generală Anticorupție București și Ilfov. By the way, eu am avut niște incidente prin Chiajna cu derbedei de ăstea, inclusiv cu unul în trafic, copil de popă PSD-ist. Mare PSD-ist cu un jeep din ăsta, Land Rover. Și am făcut reclamații.
Și poliția Chiajna n-a făcut nimic. Nimic, oameni buni, nimic. Deci au luat ăla și l-au pus la dosar. N-a mai avut timp să stau să le exercit procedurile legale, că am alte probleme mai importante. Și acum ce aflăm? Că ăștia sunt putre de corupție, oameni buni, acolo, vă dați seama. Deci poliția română, dragi prieteni, a ajuns, și asta s-a agravat, sub Vela și sub Bode, de sub doi miniștri peneliști, oameni buni. Poliția română a ajuns să fie mai coruptă, să fie mai multe știri cu polițiști corupți și cu probleme în sistem decât erau pe vremea când erau conduși de PSD-iști, oameni buni. Deci este ceva absolut incredibil. În perioada 2020-2021, patru polițiști din Chitila și doi polițiști locali din Chiajna au fost implicați în săvârșirea mai multor infracțiuni pentru care la data de 28-7-2022 a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Luare de mită, complicitate la luare de mită. Sarcina polițiștilor s-a reținut faptul că au primit sume de bani cu titlul de mită pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale unor persoane fizice. Cu ocazia opririi acestora în trafic, ca urmare a săvârșirii unor abateri la regimul rutier, respectiv neacordare de prioritate și depășirea limitei de viteză pe drumurile publice. Rar am luat și eu, am permisul din 2001, da? Deci am permisul de 21 de ani și cred că am 3 amenzi. Și odată am luat amendă într-o noapte, veneam pe autostrada București-Pitești, acum vreo 3 ani de zile, am și anulat amenda pentru că mi s-a dat ilegal. Și veneam două mașini, eram la 12 noapte, la 1 noapte, la cât era, agentul Bichir, de la nu știu de unde. Poate a fost de la poliția Chiajna, nici nu știu, da? Toară și agent Bichir, eram două mașini, la ora 12 noaptea. Veneam pe autostradă, la intrarea în București, cu un kilometru înainte, nu știu cu cât, sunt niște restricții, 80, 60, e pus semnul în vârful unui pod. Și ei stăteau la intrare, urcai de pe pod în viteză, m-a prins cu 90, pe zona de restricție 80. Eu și o mașină care mergea în paralel cu mine, pe banda întâi. Și când m-a oprit, tot așa mi-a zis polițistul, cum facem? Ați cam depășit viteza. Zice, cum facem? Oare cum voia el să facem? Vă dați seama? Ei stăteau la pescuit, în creier nopții la ora 1, la intrarea în București de pe autostradă. Vă dați seama de ce stăteau ei acolo? Și a spus, cum facem? Faceți proces verbal. Și l-am contestat în instanță și când am cerut înregistrarea de la radar, s-a dovedit unul că nu eram pe restricția de 60, eram pe cea de 80 și doi că ei au ținut radarul între mașini. Deci nu se poate stabili care mașină a fost cu 92 de km la oră, eu sau ăla de lângă. Și bineînțeles că instanța a anulat amenda. Dar ei stăteau la pescuit acolo în situații din astea. Deci asta este poliția rutieră. Prin București fac filtre seara, uneori când am diverse probleme în oraș care pot fi rezolvate seara, prefer să ies seara, mai ales acum cum este cald sau când nu este trafic, dacă este strict necesar să mă deplasez cu mașina, prefer să ies la ore târzii dacă am diverse lucruri de făcut care se pot rezolva atunci. Sunt filtre de poliție în diverse locuri cheie. Pe bulevarde, unde sunt cluburi din astea de șmecher, da? Eu am un amărât de Sandero, niciodată nu mă opresc filtrele alea de poliție, numai mașini scumpe. Și mă întreabă într-o seară soția mea, zice, măi, dar bă, ăștia de câte ori trecem pe lângă ei? Numai BMW-uri, merțane, numai mașini de-astea scumpe strase pe dreapta. Nu am văzut niciodată să trag un Logan. Și spun soției mele, păi da, normal, păi da, ce ăla de la Logan are să-i dea șpagă, băieții nu pierd vremea. Sau dacă e două șpăguțe, e două șpăguțe mică, nu pierd vremea cu așa ceva. Da? Deci asta este poliția română, oameni buni. Aspirator de șpagă. Am făcut câteva precizări în materialul live, cred că de acum două săptămâni. Și mi-au scris foarte mulți români din diaspora, inclusiv astăzi am citit un comentariu, că le citesc din urmă, de la un român care mi-a spus că a venit din Belgia sau din Danemarca, ceva de genul ăsta, spune că de 20 de ani acolo niciodată nu l-a oprit poliția și că în România, de când intră în țară până ajunge acasă, îl oprește de 7 ori poliția pentru fel și fel de motive, aiurea sau mai puțin aiurea. Și că stau la pescuit cu radarul în aceleași locuri în care stau de pe vremea lui Ceaușescu, da? De obicei la intrarea în localități, de pe autostradă când vii, vă dați seama. Restricțiile alea pe autostradă, ca să vedeți în ce țară trăim. Restricțiile alea sunt puse pentru când este trafic, da? Și atunci, din timp, urcându-te pe pod, reduci viteza ca să nu intri cu viteză în mașinile care stau, dar noaptea. În mod normal, acolo, în primul rând, ar trebui să fie niște camere care să ia și să nu mai fie discuții. Și în al doilea rând ar trebui să fie restricții în funcție de când nu este trafic. Nu are niciun sens să vii 3 km de la intrarea în București cu 60 de km la oră pe autostrada goală, vă dați seama. Și în București restricția e tot de 60 când intri, când intri pe bulevardul, cred că Maniu se cheamă, când intri de pe
autostrada București-Pitești. În mod normal ar trebui să fie panouri electronice și noaptea să nu fie nicio restricție. Că n-au sens noaptea restricțiile. Păi data dacă ar fi așa, ar mai putea să stea domnul agent Bichir de la poliție, de unde o fi dânsul, și să zică cum facem, domnul Bot, cum facem. Ați cam depășit viteza, cum facem. Deja când te întreabă cum facem, treaba e clară. Da? Eu o știu ca jurnalist, pentru că există și polițiști, cel puțin când lucram eu ca jurnalist acreditat pe poliție, mai erau mulți polițiști cinstiți care îmi povesteau despre ăștia corupți, cum procedează și cum. Și îmi spuneau, mi-aduc aminte, asta era aici, domnule, când te întreabă cum facem, deja înseamnă că e dispus să îi lași ceva acolo și să încheie un proces verbal, să-ți dea numai un avertisment sau să consemneze altceva, că n-ai avut centura de siguranță pusă. Știți, ar trebui să vă iau permisul, să vă dau o amendă de 2500 de lei, dar vă dau un avertisment că n-ați avut centura pusă sau ați avut, nu știu, farurile de ceață aprinse din greșeală. Da? Așa se procedează. Da? Deci polițiștii ăștia de la Chiajna cereau bani, 100, 200, 300 de ore, mai multe situații au fost reținuți. Da? Mergem în 19 iulie, câteva știri. Da? Doi polițiști reținuți pentru luare de mită G4Media au cerut bani în peste 50 de situații. Ăștia sunt din Giurgiu. Autoritățile din Giurgiu au pus în executare 11 mandate de aducere la sediu de pe lângă parchetul Tribunalului Giurgiu pentru tot astea suspect de săvârșirea unor infracțiuni de corupție. Informează procurorii giurgiuveni. Acțiunea a fost coordonată de DGA și brigada specială de Inspectoratul Județean de Jandarm Giurgiu, mă rog, ăștia sunt acolo băgători de seamă ca să fie pentru pază și ordine, pentru defilare, pentru imagine. Primul polițist cercetat pentru luare de mită în formă continuată, 32 de acte materiale și fals intelectual. Asta e cu ce l-au prins. Iar cel de-al doilea pentru luare de mită în formă continuată, 19 acte materiale, constând în aceea că în perioada martie-mai, în cursul exercitării atribuțiilor de serviciu pe linie de supraveghere și control al traficului rutier, a pretins și primit cu titlul de mită sume de bani, cuprinse între 100 și 1000 de lei, de la fiecare act material, de la conducătorii auto, pentru a nu dispune constatarea, sancționarea contravențională a unor abate rutiere săvârșite de către aceștia. By the way, acest fenomen, dragi prieteni, pentru că sunteți foarte mulți în concediu și umblați foarte mult și cei care veniți din diaspora, veniți cu mașina pe drumurile patriei, acest fenomen al corupției generează statutul României de țară cu cele mai multe accidente mortale. Și din cauza asta, și din cauza lipsei infrastructurii, și din această cauză, da? Pentru că poliția rutieră este aspirator de șpagă. Și de fapt, pe șosele din România este legea junglei. Da? Primul polițist cercetat pentru faptul că luna aprilie 2022 a eliberat în fals o dovadă de reparația unui autoturismului unui conducător auto, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare a adevărului. În 18-7, procurorul de caz a dispus măsura arestării preventive. Mai sunt alți 9 suspecți pentru infracțiunea de dare de mită. Deci asta e 19 iulie. Vă spun, aș putea să vă țin până dimineața. Am selectat numai câteva. Da? Adevărul local, Alba Iulia. Diana Țimonea. 14 iulie. Un polițist care a lucrat la compartimentul rutier din cadrul poliției orașului Abruda a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru infracțiuni de mită. Faptele au avut loc la distanță de 8 luni de alta, polițistul fiind prins în flagrant. În 2018-2019, inculpat în calitate de agent principal de poliție, compartimentul rutier a primit de la denunțători, al ulterior de la investigatorul sub acoperire, 400 de lei și 200 de lei pentru a nu îndeplini un act ce intra în atribuțiile sale de serviciu. Respectiv, sancționarea contravențională a celor două persoane pentru abateri de la regimul rutier. Faptele au fost reținute, comise sub forma concursului de infracțiuni. Inculpatul se execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani de închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1 an de închisoare. Astfel, în final, inculpatul a fost condamnat la 4 ani de închisoare, se arată în hotărârea Tribunalului Alba. Polițistului a fost interzis dreptul de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice. Sigur, după ce își poate să intre în PSD, în PNL, nicio problemă, domnul Bode va fi fericit să îl aibă pe lista de candidați pe undeva, pe acolo, prin județul pe unde a fost condamnat. Mai departe. 6 iulie. 20 de polițiști din Sibiu trimiși în judecată pentru luare de mită. Cereau sponsorizări pentru echipa de fotbal a IPJ, așa ziceau ei. Da?
20 de polițiști din cadrul serviciului rutier, biroul de drumuri naționale și europene au fost trimiși în judecată după ce în perioada februarie 2020-noiembrie 2020 au comis aproape 200 de infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu, favorizarea păptuitorului. Eu vreau să vă întreb, dragi prieteni, foarte serios. Eu am emis o concluzie și o convingere. Este o opinie, da? Nu am o dovadă concretă că cotă parte din șpăgile care se iau la firul ierbii sau în alte zone se duc pe piramida de șpagă în sus. Da? Asta este pe baza experienței mele jurnalistice de foarte mult timp. Trag această concluzie și am această convingere. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dragi prieteni, și să vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți dumneavoastră. Credeți că e posibil într-o țară să fie un asemenea fenomen al șpăgii și el să fie legat numai de agenții din teren? Credeți că e posibil așa ceva? Adică șefii lor să fie cinstiți, ăia mai sus cinstiți, ministru cinstit, dar numai agenții din teren să fie nebuni și să ia toți șpăgi? De nebuni, oameni buni. Deci pare a fi o olimpiada șpăgilor în poliția română. Da? Deci poliția română e aspirator de șpagă și pare a avea, a face concurs între județe. Cine ia mai multă șpagă? Cine ia un număr mai mare de șpăgi, cine ia sume mai mari, cine inventează orice fel de motiv pentru a lua șpagă. Deci pare a fi o competiție internă de corupție în Ministerul de Interne. Și vă rog foarte frumos să-mi spuneți opinia dumneavoastră, să scrieți în comentarii, dacă credeți că chestia asta, fenomenul ăsta, care este atât de răspândit, eu v-am prezentat câteva știri, dacă căutați pe Google polițist mită, o să vedeți că sunt știri, căutați 24 de ore, găsiți o grămadă de știri din toată țara, căutați o săptămână, o lună, un an de zile, să vedeți. Deci este un dezastru. E clar că e un fenomen național, e sport. Sport pe minister, da? Deci paga este sport la nivelul Ministerului de Interne. Și vă rog foarte frumos să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Credeți că este un fenomen care împinge șpaga de jos în sus, pe piramida de corupție, sau sunt doar agenții corupți și restul sunt cinstiți până la domnul Bode și domnul Bode este săracul de el, doar un naiv, un adormit, care nu știe, nu controlează ministerul, vine dimineața la birou, bea un ceai de tei, doarme, la ora 4 îl trezește secretara, domnul Bode, treziți-vă, da? Îl ia, îl pune pe bancheta din spate de la Toareg, unde doarme până merge acasă și acasă doarme în continuare. Că știți că domnul Bode este un performer al somnului. Știți că a comis un accident, mașina condusă de șoferul sepepist la ordinul domnului Bode nebunește pe Valea Olcului, a comis un accident și domnul Bode ne-a zis că dormea pe bancheta din spate. Deci există doar două variante logice, fie domnul Bode doarme pe bancheta din spate a Ministerului de Interne, fie aici vorbim despre un aspirator de șpagă. Și întrebarea este până unde se duce acea șpagă. Opinia mea, convingerea mea este că se duce până la vârful ministerului, până la domnul Bode. Este o opinie, este o convingere, da? În acest articol din Ora de Sibiu mai găsim și dosarul polițiștilor șpăgari din Sibiu, 13 persoane reținute pentru 24 de ore, cum luau șpagă. Au aplicat două moduri de operare. Agenții de poliție rutieră, în momentul în când se aflau în timpul serviciului în autospeciale MAI, se hotărau să nu constate abatere la regimul rutier în schimbul primirii șpăgilor. Aceștia urmau strict o serie de etape. Deci e și o procedură, domne, băieții și-au dezvoltat o procedură de șpagă, vă dați seama. Etapa de preconstituire a situației premise pentru comiterea faptelor de corupție în care se pornea aparatul radar din dotarea mașinilor, astfel încât putea fi observată abaterea, fără însă a acționa butonul de registrare a aparatului radar. În acest context, polițiștii observau cu un anumit participant la trafic astăvârșit o abatere contravențională, dar care însă nu era înregistrată pe suport optic. Polițistul creindu-și astfel posibilitatea de a alerta pe contravenient. Vedeți? Dacă contravenientul era cinstit și șmecher, spunea, domne, faceți-mi amenda. Și mergea cu amenda la instanță, da? Și zicea, vreau să văd înregistrarea. Și n-aveau polițiștii înregistrarea. Și ghiciți ce, dacă polițiștii n-au înregistrarea, instanța anulează amenda. Profitați, dragi prieteni, de faptul că sunt putre de corupt și fac chestia asta și nu le dați nicio șpagă. Spuneți-le să facă procesul verbal, consemnați acolo că nu considerați că ați avut această viteză, că mergeți în instanță. Și cereți proba video, s-ar putea să constatați în 99 cazuri din 10, la cât de corupți sunt, că ei nu înregistrau, da? Și n-au probă video să prezinte. Etapa procedurii de legitimare în care se purtau discuții cu acele persoane pentru a se concluziona asupra siguranței în privirea săvârșirilor fapte de corupție. Polițistul descosea pe potențialul mituitor cu scopul de a convinge
să fie păstrată confidențialitatea. Etapa sperierii și a vulnerabilizării potențialului mituitor, în care comunicau faptul că a fost înregistrat de aparatura radar, înregistrare care nu exista, și că, mă rog, ia permisul, îi face, îi drege, dar haide să ne înțelegem. Da? Percheziți în Sibiu, după ce 25 de polițiști ar fi cerut mită. Da? Din Digi24, din Hot News, din luna mai, 5 ani și 10 luni de închisoare pentru un ofițer de poliție care a primit mită peste 1 milion de euro de la un om de afaceri. Poliție judiciară a cerut 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri pentru a-l ajuta la clasarea unui dosar. A fost condamnat de Tribunalul București la 5 ani și 10 luni de închisoare. Dragi prieteni, sunt foarte curios să aflu punctul dumneavoastră de vedere și vă cer să facem un mic experiment. Dacă a circulat prin țară recent și v-a oprit poliția și v-a spus, domne, cum facem să ne înțelegem, puteți să-mi scrieți, da? Vă rog să scrieți în comentarii și să-mi scrieți ce părere aveți. Sunt foarte curios să aflu părerea dumneavoastră, dacă credeți că fenomenul ăsta care este peste tot, da? Eu am câteva știri, am selectat 1% din ce a apărut în ultima perioadă, dacă credeți că șpăgii, cotă parte din șpăgile colectate se duc mai sus în piramida de corupție până în vârful ministerului sau rămân strict la cei care iau șpagă și șefii lor sunt cinstiți, curați și habar n-au ce fac oamenii ăștia, au nebunit toți agenții pe teren, este o fractură, o prăpastie morală între polițiștii din teren și șefii lor și ăștia sunt corupți toți și șefii lor sunt cinstiți în frunte cu domnul Bode. Care variantă credeți că e cea corectă? Bode adormitul sau Bode patronul piramidei de șpagă, moțul piramidei de șpagă din Ministerul de Interne? Și este foarte mult timp de când Ministerul de Interne este condus de Partidul Național Liberal, da? Deci nu poate să zic că, domne, l-am luat corupt de la Carmen Dan și n-am apucat, deci suficient de mult timp a trecut pentru a ajunge la concluzia cea mai importantă, și anume că PNL-ul este la fel de corupt ca PSD-ul în momentul de față. Nu există niciun fel de diferență. Cu precizarea că PNL-ul de fapt nu e PNL. De fapt este aripa PD a FSN-ului. Deci este fix aceeași mizerie fesenisto-iliescean. Și să ne gândim la aceste lucruri în 2024, dragi prieteni, când vor fi alegeri și când ar trebui să îndepărtăm de la putere FSN-ul ăsta care ne nenorocește de 30 de ani. Oameni buni și care, iată, în plan concret, la Ministerul de Interne patronează un nivel de corupție absolut șocant, absolut incredibil.